De ce sunt de fapt? Alexandru Despan, din localitatea Brebeniul, se numără printre cei care își fac iarna car și vara sanie. El nu a așteptat ca iarna să-și intre în drepturi pentru a se aproviziona cu lemne de foc. Le-a cumpărat din timp. Am cumpărat 3 tone. Va ajunge pentru toată iarna? Sper să ne ajungă, depinde de iarna. Alți săteni acum încearcă să se aprovizioneze pentru că, din motive financiare, nu au reușit să facă stocul de iarnă. N-am luat, că n-am cu ce. N-am luat, deci trebuie să iau. 3 metri ster. Și prețul la 1 metru ster? Cât ați plătit? Păi la 3 metri ster am dat 12.800.000. Ocoalele silvice din județul Olt oferă lemnul de foc direct din pădure la un preț cu peste 25% mai mic. Din lipsa transportului, oamenii preferă să-l cumpere din depozit. Pentru anul 2018, Direcția Silvică Olt are aprobată o cotă de 97.000 de metri cubi masă lemnoasă. Până la această dată, aproximativ 60% din cotă a fost valorificată. La depozitele din județul Olt, lemnele de foc se vând anul acesta cu peste 500 de lei tona, iar dacă sunt tăiate și sparte, prețul sare de 550 de lei pe tonă.